Luc, un câine al jandarmeriei, își caută noi parteneri după ce a servit patria 8 ani. Statul l-a scos la pensie, dar încă este agil, are mirosul fin și nu-i cade poleții când iese la joacă cu copiii. Jandarmeria a postat pe social media anunțul de adopție și spune că Luc n-are mari pretenții. O curte cât de mică și un stăpân amator de plimbări în natură. E un câine foarte cu minte, foarte inteligent, puțin cam bătrânel, își dorește o casă nouă. Ciobănescul german, în vârstă de 10 ani, este în formă excelentă după ce și-a trăit aproape toată viața în misiuni. A ieșit la pensie de la Jandarmeria Mureș, iar oamenii cu care a făcut echipă se despart greu de el. A fost un câine de prelucrare urmă și căutare persoane și a făcut treaba foarte bine în curs de aproximativ 8 ani de zile. E un câine foarte devotat, foarte cu minte, foarte jucăuș. În tot acești ani a participat la sute de misiuni alături de conductorul său și la exerciții demonstrative, unde s-a bucurat de atenția copiilor și a celor din jur. Jandarmul care i-a fost coleg a vrut să-l adopte, dar nu deține spațiul de care are nevoie Luc, obișnuit cu o viață activă. Ar fi bine dacă într-o grădină mică, pe teren plan, nu etaj, nu scări, să își trăiască cât mai are. În condițiile acestea bune, foarte inteligente, cel mai ușor se învață ciobănescul german. Jandarmeria română a lăsat pe Facebook o postare dedicată câinelui pensionar și speră să îi găsească repede un stăpân. Este o idee foarte bună. Sperăm că va găsi pe cineva. Ciobăneștii germani au speranță de viață medie de 15 ani și sunt una dintre cele mai căutate rase. Loialitatea, răbdarea și devotamentul de neclintit îi fac ideal pentru pază chiar și în familiile cu mulți copii.